Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată, deși știu că nu uitați, să ne urmăriți și pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi în continuare, pentru că după cum bine știți, acest an 2024 este unul extrem de dificil, în special pentru cei care își doresc să intre în această luptă electorală, o luptă a schimbării, o luptă a proiectelor și nu numai, pentru că deja au început unii dintre candidați să mai recurgă la anumite gesturi și vorbe care nu sunt așa în tocmai ok din multe puncte de vedere. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în reședința de județ, discutăm despre și despre proiecte, bineînțeles, unele dintre ele finalizate, altele nu, dar încercăm să vedem și care este viziunea altor candidați care își doresc o schimbare pentru Deva, pentru orașul din care fac parte și ei și copiilor și își doresc cu siguranță să rămână acești copii în continuare aici în Deva. Așadar, astăzi alături de mine este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Ionașcu. Bună ziua, bine v-am regăsit, bună ziua și telespectatorilor noștri. Alături de noi este și domnul Răzvan Mareș, candidat pentru Consiliul Local Deva, candidat AUR de data aceasta. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bucurie să vă revăd atât pe dumneavoastră cât și telespectatorii. Sunt convinsă că pe parcursul acestei emisiuni vom afla cum de domnul Mareș a ajuns să fie, să facă parte, de fapt, din echipa AUR la nivelul județului Hunedoara și cred că ar trebui să începem, de fapt, cu acest subiect, emisiunea de astăzi și o să-mi îndrept atenția către dumneavoastră, domnule Ionașcu. Cum ați reușit să-l convingeți pe domnul Răzvan Mareș, care până nu de mult a fost președintele Partidului Ecologist Român la nivelul județului Hunedoara, să se alăture echipei dumneavoastră? Nu doar președintele Partidului Ecologist la nivelul județului Hunedoara, ci și vicepreședinte pe PER la național. Nu a fost foarte greu, pentru că să știți că tot mai mulți deveni de bine se alătură acestui proiect AUR pentru deveni, un proiect de AUR pentru deveni, pentru că ne dorim să facem lucruri bune. În primul rând, ne dorim să îmbunătățim calitatea vieții în Deva, care, după cum bine se vede, ați văzut, datorită unei administrații prost făcute, aceasta s-a deteriorat de la an la an. Mă bucur să-l am alături de mine pe colegul meu, de data aceasta am permis să spun colegul meu, Răzvan Mareș, pentru că împreună am identificat o sumedenie de lucruri comune, faptul că ne dorim un mediu sănătos, un mediu verde, ca să zic așa, pentru cetățeni. Le îmbinăm cumva. Înțelegeți, noi aveam proiecte în acest sens și iată că am reușit să fim complementari unii celorlalți și în felul acesta l-am convins pe colegul meu aici de față să semneze adeziunea la AUR și în speță să se alăture proiectului nostru pentru deveni. Pentru că este foarte important, în primul rând, tot ceea ce facem noi. Deveni este important să afle că tot ceea ce facem, facem pentru ei. Domnul Ionașcu spunea puțin mai devreme că nu a fost foarte greu să vă convingă să vă alăturați echipei din care face parte domnul Gabriel Ionașcu. Vă lăsați așa ușor să înțeleg, domnule Mareș? Nu, are dreptate. Are dreptate în ceea ce spune și am reușit să-l cunosc pe omul Gabriel Ionașcu. Recunosc că ne știam din vedere, înainte de a face pasul către AUR am avut mai multe discuții și mi-am dat seama că este singura soluție viabilă pentru postul de primar al Devei. Noi aveam posibilitatea, vorbesc de PER, de ecologiști, să intrăm sau să nu intrăm, să ne spunem vocea în Consiliul Local, nici de cum să câștigăm. Am avut discuții pe bază de proiecte, nu ne-a interesat în prima fază decât să discutăm, să ne punem la masă. Am văzut un om care a știut să asculte, a venit și el cu propuneri, cum spunea,
am găsit teme de discuții comune și proiecte viitoare pentru oraș. Am armonizat. Proiectele comune ale noastre. Și am văzut că pe piață există o singură variantă sau un singur om care poate să aducă adevărata schimbare. Toată lumea vorbește de schimbare undeva, dar spuneți-mi și dumneavoastră ce schimbare putem vorbi când, și nu vreau să fiu răutăcios, dar în momentul de față, cei doi candidați al Partidului Comasat, indiferent cine câștigă, tot în același coș se duce. Partidul Comasat, aici vă referiți la PNL și PSD. Așa, să înțelegem. Toți devenii, sau majoritatea, să nu folosesc cuvântul, toți devenii, văd și sunt pe stradă, discutăm cu ei ce a ajuns acest oraș care nu departe cu mult timp era unul dintre orașele reprezentative din zona de vest a țării. Am încredere, îl susțin cu toată tăria mea pe Gabi, pentru că este important și cred că oamenii îl vor cunoaște și pe stradă să vadă omul din spatele candidatului. Gabi Ionașcu, spre diferență de candidații care sunt pe piață acum, este un om uman. Ceea ce nu mai prea văd foarte des la ceilalți candidați. În este ultima un om perioadă care se cam observă la toți această umanitate și această deschidere înainte de campanie electorală. Cine îl cunoaște pe Gabi Ionașcu cu adevărat și sper că a devenit să cât mai mult să-l cunoască și în profunzimea lui, vede că este un om deschis, este un om și o să încerc să dau un pic și din casă, că eu întotdeauna când veneam la asta de emisiune, discutam cu Gabi și spunea: Răzvan, nu e normal ca un primar de atâția ani să nu iasă pe stradă, el nu mai știe realitatea, zice, sunt convins că poate ar mai face ceva, dar dacă nu stă de vorbă cu oameni. Sfatul, pentru zice, că eu vreau văzând rețelele de socializare a ieșit din casă. A început să iasă din matcă. A ieșit din casă noaptea, făcându-și o poză cu directorul de la SPIGM, în miez de noapte, că nu era nimeni pe stradă. De ce? De frica de verilor, că dacă nu ar fi fost frică, ar fi ieșit ziua. Asta e o fi semn bun, că uite, se lucrează Gabi inclusiv este noaptea, nu? Un candidat și un viitor primar total diferit de a ce a avut în ultimii ani Deva. O să-l vedeți pe Gabi din, nu o să pot spune din nou iunie, pentru că va intra în funcție doar în toamnă. O să-l vedeți pe Gabi pe stradă săptămânal. Chiar spunea, vreau să mergem mai departe cu acele audiențe care ai propus la un moment dat. Vreau să mă duc să fac audiențele. De ce să vină toți în primul rând? Să meargă prin cartier. Iar noi, cei din Consiliul Local, vom fi alături de Gabi și îl vom sprijini cu proiecte și cu tot ceea ce ține de bunul mers al comunității. Și închei cu o singură frază. Mulți spuneau, domnule, sau era așa o bulă de asta că la AUR nu sunt profesioniști. Ba da, în echipa lui Gabi o să vedeți oameni profesioniști, o să vedeți oameni care unii au mai făcut politică, unii n-au mai făcut politică, care vin din stradă și o să vedeți pe lista de consilieri a viitorului primar al Devei, Gabriel Ionașcu, o să vedeți o sumedenie de oameni care pot să-și pună punctul de vedere și vin din domenii de activitate în care au dovedit că au făcut ceva. Cred că vom avea o listă puternică, cred că avem candidatul potrivit pentru Deveni și sunt convins că cei care sunt nemulțumiți de ceea ce înseamnă actuala administrație Comasată, că nu mai pot să spun că e administrația PNL, nu, e o administrație comună, pentru că, spuneți-mi ceva de viceprimarul Moș, ați văzut ceva? Nu. Deci este o administrație comună. Singura alternativă viabilă pentru Deva, și o spun cu toată responsabilitatea, este colegul nostru, viitorul primar al Devei, Gabriel Ionașcu. Cât de mult contează echipa din spatele unui candidat, din spatele unui, iată, posibil reprezentant al administrației locale? Echipa este foarte importantă. Este foarte importantă datorită faptului că trebuie să te înconjori de profesioniști. Așa cum spunea colegul meu aici de față, Răzvan Mareș, din păcate am asistat la o uniformizare în cadrul Consiliului Local. Nu putem vorbi de opinie a celor de la PNL vis-a-vis de opinia celor de la PSD. Nu, ei dintotdeauna au fost împreună. Colegii noștri, consilieri AUR, cei doi consilieri pe care avem în Consiliul Local, deși s-au zbătut foarte mult pentru a
aduce proiecte, pentru că noi, să știți... Deseori au fost jigniți de către... Da, bineînțeles, sau s-au tăiat microfoanele, sau au fost jigniți, au fost parodiați, li s-au tăiat microfoanele, li s-a luat dreptul la replică, lucru inadmisibil. De asemenea, aș mai spune că cel puțin în ultimele ședințe la care și eu am participat, au fost conduse în mod discreționar de către președintele de ședință, lucru inadmisibil. În felul acesta, cetățenilor de vei, pentru că aici este vorba de dumneavoastră, dragi cetățeni, deși ne-ați sesizat și ne-ați adus la cunoștință în enumărate rânduri problemele cu care vă confruntați, noi am încercat să le ducem înaintea primarului prin ședințele de Consiliu Local, dar vocea noastră nu a fost ascultată, deoarece fie ni s-au tăiat microfoanele, fie s-a tăiat punctul diverse, și puteți să urmăriți înregistrările, ceea ce spun nu este fabulație, fapt dovedit de înregistrările care sunt dovadă a acestui fapt, nu am putut să vă pledăm cauza, dragi deveni. Noi, cu tot dragul, în continuare, vom face acest lucru, pentru că eu sunt un om al oamenilor, sunt un om provenit din rândurile dumneavoastră și mereu voi fi cel care voi pleda pentru nevoile și doleanțele dumneavoastră. Voi fi acolo ori de câte ori situația va impune. Discutam de această uniformizare PNL-PSD. Acest cu ce afectează, de fapt? Pentru că cei care ne urmăresc poate vor spune, bine, poate la un moment dat și AUR va alege să facă o alianță în Consiliul Local cu un alt partid. Dăm un exemplu. Cu ce afectează sau pe cine afectează această alianță, să-i spunem, între cele două partide? Afectarea interesului public, vă spun eu care este. Cetățenii de vei sunt singurii cei care pot pune în cântar ce s-a întâmplat în acești 20 de ani de conducere PSD-PNL. Pentru că ei au fost în tandem. Niciodată nu s-au deranjat. Dacă o să vă uitați și o să luați și cetățenii, dacă o să aibă răbdare și să caute pe internet, să vadă toate ședințele de Consiliu Local și cu ani în urmă, o să vadă o uniformizare a votului. O uniformizare a votului pe... chiar de multe ori și împotriva interesului devenilor. Pentru că, să știți, nu toate hotărârile au fost luate în conformitate cu stadiul de legalitate. În multe situații am pus întrebarea: băi, fraților, nu se respectă legalitatea la această hotărâre de Consiliu Local. Ei explicau de maniera următoare: noi votăm oportunitatea, nu legalitatea. Păi ce facem aici? Noi căutăm oameni oportuniști sau deveni caută oportuniști care să-i pună în Consiliul Local și în speță să se reprezinte, sau oameni ai legii care să respecte legea? Păi avem, nu un om al legii acolo. Avem un om al legii care este pus pe o funcție care nu este conformă cu pregătirea lui. Pentru că a fi un administrator public nu înseamnă același lucru cu a fi un om al legii. Și eu nu pun în discuție acum profesionalismul city managerului ca și lucrător în Ministerul Afacerilor și Internelor, ci pur și simplu pun în discuție profesionalismul lui din punct de vedere al administratorului public, care nu a făcut performanță. Pentru că dacă ne uităm la toate lucrările făcute în DEVA, începând de la reabilitare termică a blocurilor, care s-a făcut cum s-a făcut. Iată că, uite-te, avem blocuri care au rămas fără lift funcțional. Cetățenii sunt nevoiți să, ori de câte ori apare o situație de urgență și trebuie dus cineva la spital, sunt nevoiți să sune la 112, cei de la ISU să se deplaseze, să coboare pe targă potențialii beneficiari a unui act de urgență. Nu s-a remediat această problemă nici acum? Pentru că deocamdată de vreo câteva săptămâni, după o perioadă foarte lungă de tracasaj prin instanță, iată că s-a pus temporar în funcțiune acel lift. Deci, atenție, temporar. Aici deschid o paranteză.
Eu împreună cu colegii mei consilieri de la AUR am făcut în enumărate rânduri lobby în ședințele de consiliu local împreună cu cetățenii pentru a se rezolva problema, pentru că singurul responsabil pentru această stare de fapt este primăria Deva prin factorii responsabili care trebuiau să se ocupe de această stare de fapt. Și nici în momentul de față nu este rezolvată 100% această problemă. Mi s-a cerut, în multe rânduri mi s-a cerut, dați voi cei de la AUR o soluție. Și noi am dat-o. Am dat-o și le-am spus cum se poate rezolva. Am zis, fraților, dacă n-ați fost în stare să gestionați această situație, donați-vă, noi, consilierii de la AUR, donăm indemnizația de consilieri, începând de la primar care este responsabil, administrator public și așa mai departe, donați-vă și dați drumul la liftul ăla, că oamenii ăia suferă acolo. Știți că Gabi Ionașcu este singurul care a mers și a dat o soluție pentru telecabină? Telecabina iarăși s-a defectat. Un alt subiect în această perioadă. Candidatul AUR și viitorul primar al Devei a mers și le-a dat soluția. Eu sunt curios, din orgoliu nu o să o facă sau o să pună în practică soluția în așa fel? La fel ca și alte proiecte pe care le-au băgat în masă altele. Sau ne-au fi dat altele. Efectiv pentru că deci ați venit, cu o soluție și pentru, pentru telecabină. Am venit cu o soluție pentru scăderea, pentru diminuarea costurilor privind iluminatul public și nu s-a luat în vedere această soluție. Ba mai mult, ne-au dus în derizoriu. Deci, efectiv, nu se dorește. Nu se dorește a se face performanță. De asemenea, pista de biciclete cu aceste lucrări care nu se mai termină, devenii sunt epuizați și stresați psihic și fizic de această situație. Am avut situații în care devenii au suferit traume fizice, rupturi de mâini, rupturi de șold și așa mai departe. Noi, cei de la AUR, de fiecare dată am comunicat cu cetățenii și le-am spus, fraților, aveți vreo problemă, veniți la noi, vă consiliem din punct de vedere juridic să căutăm soluțiile, pentru că, după cum bine știți, costurile medicale sunt foarte, foarte scumpe și să ferească Dumnezeu ca unul dintre cei care au pățit un necaz, o nenorocire de genul ăsta, să nu aibă, eu știu, datorită unei situații neprevăzute, să nu aibă o asigurare medicală. Nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă cu acel cetățean care este nevoit să scoată o sumedenie de bani din buzunar și nu are cu ce plăti. Înțelegeți? Și iată că nu s-au făcut 50% din lucrări conform statisticilor celor de la primărie. 50% din lucrări sunt neconforme. Sunt neconforme. Asta înseamnă că acele, deci situația cu lucrările neconforme trebuiește rezolvată. Cum se poate rezolva? Scoatem din nou același stres psihic și fizic pentru cetățenii Devei, faptul că sunt puși în situația de a nu mai avea pe unde circula. Uitați-vă că nu ai pe unde circula în Deva. A început această nebunie cu asfalt. A început această nebunie cu asfaltarea. Și aici este, iar această asfaltare este discutabilă, pentru că firma, societatea care trebuia să facă reabilitarea covorului asfaltic în urma lucrărilor făcute la această pistă de biciclete și aceste trotuare, trebuia să facă și reabilitarea covorului asfaltic. Iată că s-a făcut o ghidușie de către primărie și s-au pus primarul și cu administratorul și cu toți cei, adică cârdășia PSD-PNL, au început ei să facă o reabilitare, că doar numai centrul DEVE există, să facă o reabilitare de așa manieră încât să scape de niște costuri suplimentare societatea care trebuia să repare ceea ce a stricat prin efectuarea acestor lucrări. Deci a fost făcută de o altă firmă față de cea care era antamată inițial. Bineînțeles. Deci firma care a făcut tratoarele trebuia să facă reabilitarea. Trebuia să facă reabilitarea covorului asfaltic. Aducerea la starea inițială. În ce sens? Nu, mă gândesc. Aducerea la starea inițială. E prevăzut în contract. Deci fără... Nu putea fără să iei autorizația de construcție fără aceste clauze. Clauze. Și noi ne prelevăm de următoarea situație. Lucrarea este în garanție, dar lucrarea nici nu este dată în funcțiune, sau și dacă este dată în funcțiune, ne prelevăm de acea garanție. Băi, oameni buni, haideți să o terminăm odată cu chestia asta. Deci, din bugetul local, repet, ea nu știu câta oară când cred că repet chestia asta, un buget care este imens,
este incomparabil mai mare, este fantastic de mare, nici Consiliul Județean nu are acest buget. Din bugetul local se cheltuiesc bani, din banii noștri, dragi deveni, din banii noștri ai tuturor, ai mei și ai dumneavoastră și ai tuturor devenilor. Se cheltuie bani cu ghiotura și iată că nu se văd. Nu se vede cheltuirea acestui ban public. Pentru că sunt sifonați pe diferite căi. Sunt firme de casă mufate la aceste lucrări, păi este de notorietate cine execută lucrarea, nu? Se știe că soția primarului este asociată cu executantul lucrărilor de la pista de biciclete, da? Fapt dovedit. Adică cum pot eu, prin aparatul instituțional, să-l trag de guler pe acel executant că lucrarea este neconformă, nu? Dacă soția mea este prinsă acolo în cărți. Adică soția mea aduce bani acasă așa, indirect. Este firesc, nu? Deci nu se poate. Și atunci, dacă ne uităm pe toate aceste lucrări, eu nu zic că nu se face, că lucrări s-au făcut undeva. Ei, diferența, știți ce o face? Proastă execuție acestor lucrări. Dacă cineva din actualul aparat administrativ, inclusiv primarul Florin Oancea, poate să-mi aducă viceprimarul Ovidiu Moș, administratorul public Traian Berbeceanu, aduce o dovadă a unei lucrări făcute cap-coadă și să fie conformă, eu zic foarte bine. Okay. Însă, nicio lucrare nu este făcută cum trebuie. Toate sunt cu probleme. Începând, repet, încă o dată, reabilitare termică a blocurilor cu probleme. Tablele, la ultima vijelie, au sărit tablele de pe acoperișuri. Pistă de biciclete prost făcută. Lucrări de asfaltare prost gândite, prost făcute. Aducerea capacelor de canalizare la nivel normal, prost făcută, prost gândită. Două cauciucuri, soția mea, două cauciucuri a trebuit să schimbe datorită acestor canale de care vorbește colegul Gabi. Efectiv, mergeți pe Călugărești și o să vezi că acolo nici cel puțin nu semnalizate. Sunt riscuri de accidente fantastice, pentru că te scoate din carosabilul normal, te scoate afară, sunt riscuri de accidentare fantastice. Și acum ajungem la monumentul incompetenței administrației locale, și anume telecabina, care ar trebui să deservească monumentul emblematic al urbei noastre, și anume cetatea Devei. O investiție fantastică, 4 milioane de euro. Ne mai punem la socoteală faptul că pentru această lucrare s-a lucrat la această telecabină 3 ani de zile, în contextul în care prima telecabină în 8 luni de zile a fost pusă în funcțiune. Doar acest raport, în condițiile în care atunci poate nu era infrastructura, dar bineînțeles și nu exista atâta tehnologie. Doar gândiți-vă la acest raport, 8 luni versus 3 ani. Dacă vi se pare, și vouă, dragi deveni, dacă vi se pare firesc. În tot acest răstimp, dacă telecabina ar fi fost funcțională la parametri, repet, această telecabină s-ar fi amortizat. Costurile s-ar fi amortizat și atunci cetățenii ar fi putut să spună, băi, până la urma urmei, n-a fost rău. Chiar dacă a costat mult, că orice lucru bun costă mult. Corect. Da? Deci un lucru de calitate te costă. N-a fost foarte mult. Însă, iată că s-a meritat, s-a amortizat, veneai în față cu un plan coerent de dezvoltare turistică, pentru că eu asist neputincios la această lipsă de absorpție de turiști. Și aici suferim foarte mult, pentru că, să știți dumneavoastră, niște turiști nemulțumiți, e greu să-i mai aduci înapoi. Faptul că azi îți pleacă un autocar, mâine îți pleacă două autocare de turiști. Faptul că vezi până la urmă că rămân oameni blocați în acea telecabină, îi determină probabil și pe alții care și-ar fi dorit să vină aici să nu mai facă. Să ferească realist bunul Dumnezeu, acum câteva zile, 14 copii, atenție dragilor, 14 copii au rămas blocați în acea telecabină în contextul în care s-a defectat sistemul de frânare. Orice mijloc de transport care are defecțiuni, fie direcție, fie frânare, este de un impact major pentru sănătatea și vulnerabilitatea persoanei. Ori în atar situații,
Eu vreau să vă întreb, domnule primar Oancea, cine ar fi răspuns pentru această stare de fapt? Domnule viceprimar Moș de la PSD, cine ar fi răspuns pentru această stare de fapt? Domnule administrator public, Berbeceanu, cine ar fi răspuns pentru această stare de fapt? Tăcere. Este liniște la primărie. Poate ne vor răspunde. Nimeni nu spune nimic. Deocamdată încă se fac lucrări. Să ferească bunul Dumnezeu să se întâmple o nenorocire în acea telecabină, pentru că vă spun eu, nimeni niciodată nu va mai urca în acea telecabină. Acest proiect va fi compromis iremediabil și irecuperabil. Domnule Mareș, ați fost viceprimar al municipiului Deva, cred că cunoașteți foarte bine care sunt și plusurile și minusurile până la urmă și în ceea ce privește administrația și în ceea ce privește până la urmă proiectele, viziune și așa mai departe. Ați lăsat câteva proiecte în urma dumneavoastră, ați lăsat... Acum nu mi-amintesc exact sumele pentru aceste proiecte, dar cred că aveți o memorie mai bună. Pe... Ce s-a întâmplat cu ele? Ați mai fost curios să vedeți ce s-a întâmplat? Păi cu... sunt în Deva, le văd în fiecare zi, văd ce se întâmplă. Multe dintre aceste proiecte nu le-am mai pus în practică sau renunțat la ele, cu toate că unele erau contracte semnate, bani pe fonduri europene, din două motive. Că erau sau purtau amprenta nu a lui Mareș, că nu Mareș a făcut pentru el iluminatul public stradal să fie cu becurile toate cablurile pe toate bulevardele și străzile din Deva să fie îngropate. Erau pentru cetățeni acele proiecte. A preferat să cumpere în primele luni de venire la primărie acele becuri LED care vedem cum funcționează în momentul de față și a pierdut o finanțare de 16 milioane de euro. N-a pierdut edilul sau primăria, au pierdut cetățenii acei bani. Pentru că Deva arăta mult mai frumos cu acele cabluri îngropate, cu becuri de calitate. Și spuneți că erau proiecte care ar fi putut să fie implementate fără semnat, nicio problemă. Bineînțeles, pe fonduri europene. Aici, ca o paranteză, pierdute. Aș vrea să mai adaug ceva legat de acest iluminat public. Se plângea primarul în funcție, se plângea că nu merge iluminatul public, datorită sesizării cetățenilor. Și dădea vina pe Enel. Și asta destul de tardiv s-a întâmplat. Da, greșit, domnule primar, greșit. Această stare de fapt este datorată lucrărilor și proastă execuția lucrărilor făcute la pistele de biciclete și trotuarele aferente, pentru faptul că s-au rupt cablaje întregi, iar cei de la Enel, printr-o adresă, le-au transmis că vin să facă acele reparații contra cost. Bineînțeles, nu faptul că ei nu-și respectă angajamentele contractuale, ci pur și simplu că acele cabluri au fost rupte din culpa executantului lucrărilor și implicit această stare de fapt trebuie remediată contra cost. Deci de asta, dragi de voi, nu aveți iluminat public, pentru că lucrările s-au făcut de proastă calitate, cu oameni care nu știau ce au de făcut acolo și au rupt cablurile. Și de asta noi suntem ca Nevul Mediu. Avem cartiere întregi neiluminate și iată că plătim prețul incompetenței și inconsecvenței în lucrări. Spuneați la început, când am început emisiunea, despre ce am discutat, proiectele care am discutat. Și unul dintre proiectele care Gabi mi-a zis, zice, uite, un proiect care vreau să îl facem. Și mi-am auzit aminte, Gabi, extraordinar, e un proiect comun care trebuie să-l... Și eu am aceeași dorință și îmi doresc două proiecte mari. Unu, strada depozitorilor, care astăzi trebuia să fie un parc înfloritor de afaceri acolo. Trebuia să fie firme care să dea de lucru de venitor pe sume considerabil mai mari decât e piața muncii, pentru că concurența crește și nivelul de trai al devenirului. Uitați-vă că sunt parcuri industriale la noi în județ care nu mai au locuri. Deci mergi să deschizi o hală și nu mai doar nu mai este niciun loc în parcul industrial. Eu în 2017... Acolo s-a găsit cumva formula... Da, potrivită. Păi este și în Deva. Discutam împreună și soluția, că avem și soluția să putem face pe prelungirea depozitelor prin spatele Petromului până la Sântuharm. Gândiți-vă, va fi calea de acces spre autostradă acolo. M-am bucurat enorm de mult când am ajuns să discutăm despre proiecte, pentru că
Al doilea proiect care bă, zice zona micro 15, vreau să încep cu zona micro 15. Deci o zonă aveam... uitată de o zonă uitată de administrație. Nu se poate ca și primar să spui pentru mine Deva este până la Astoria. Păi, băi, fraților, păi, dar și ce facem cu ceilalți cetățeni care stau de la Astoria în sus? Mai este și Deva Nouă, domnule Ionașcu, nu? Păi este, da, Deva sau Deva Nouă. Deva Nouă uitată, făcută pe gunoaie, pentru că și acolo putem deschide o paranteză și să spunem că tot ceea ce a fost dus de către Pavaj Group și aruncat acolo pe Deva Nouă, acum este acoperit cu o stras subțire de pământ, pentru că ne-am deplasat în zonă la solicitările cetățenilor acolo, noaptea, atenție, noaptea ca hoții, că nu degeaba le spuneau când ieșeau manifestanții prin 10 august, le spuneau noaptea ca hoții ați votat, da, PSD-ul și PNL-ul prin firmele lor de casă duc noaptea ca hoții, duc camioane de tonaj greu și au rupt căile de acces acolo în zonă, duc și deversează deșeuri din construcții. Și actualmente le acoperă cu strat subțire de pământ, așteaptă garda de mediu, n-are nicio reacție. Am făcut sesizări, am fost cu colegii mei și am sunat la 112. Ne-am declinat identitatea, am spus cine suntem. Cu toate acestea, lipsă de reacție. Nu au venit în teren? Nu au venit în teren. Sesizat? Nici măcar poliția locală, culmea e că nici măcar poliția locală n-a, că bineînțeles, cum să vină poliția locală, că îi cheamă consilierii AUR, îi cheamă în teren. Nu o să vină niciodată, nu? Și atunci ce rost mai are o poliție locală dacă nu vine sau nu merge la sesizările cetățenilor, indiferent de ce cetățean vorbim? Discutăm aici de atribuțiuni funcționale și o să revenim la proiectele pe care noi cei de la AUR le avem vis-a-vis de realizarea unui climat de ordine și siguranță publică. Pentru că în momentul de față suferim foarte mult datorită acestei stări de fapt. Cetățenii Devei sunt nevoiți pentru că dacă vedeți dimineața ambuteajele care se creează în zonele de interes, cum ar fi zonele școlare, zonele de grădinițe, de creșe, o să vedeți o aglomerație fantastică de mașini pentru faptul că la școli părinții preferă să-și ducă copiii până în poarta școlii cu mașina, datorită lipsei acestui climat de siguranță și ordine publică care există actualmente în orașul nostru. Ați avea soluții și pentru rezolvarea acestei probleme? Bineînțeles. Eu consider că poliția locală este bună, însă cred că trebuiește lucrat, ca și fost militar, eu consider că trebuiește lucrat la atribuțiuni. În momentul de față e sunt bună, anumite... Dar trebuie să fie și eficientă. Că... Absolut. În momentul în care creez o fișă a postului pentru fiecare lucrător care să fie în consonanță cu legislația actuală, adică să fie respectată legislația actuală, dar totodată atribuțiunile să fie complementare Poliției Naționale și nici de cum ca ele să fie una peste alta. Adică, în momentul de față, au unele atribuțiuni care nu mai știu a cui sunt. Sunt fie de Poliție Locală, fie de Poliție Națională. Ori, în felul acesta, existând această ambiguitate, se pasează pe românește, se pasează pisica moartă dintr-o curte în alta. Ei spun, nu era atribuția noastră, sunați la Poliția Națională, ci la Poliția Națională este Poliția Locală care se ocupă de această stare de fapt. Lucru de altfel petrecut și cu noi, mergând în teren, în zona acelui deponeu de deșeuri din construcții, că pot să-i spun deponeu pentru că sunt cantități acolo imense de reziduri din construcții, deșeuri care i-a pus efectiv pe oameni, au adus într-o situație exasperată, au apelat la autorități, autoritățile nu i-au ascultat. Trăim această dramă în care oamenii nu sunt ascultați de către autorități. Autoritățile nu le-au ascultat și am fost singurii care am răspuns prezent la solicitările oamenilor. Ne-am dus în teren, am constatat această stare de fapt. Cei de la Poliția Locală ne-au pasat la Poliția Națională, Poliția Națională ne-au pasat la cei de la Locală, la Garda de Mediu și așa mai departe. Și nu ne rămâne altă situație de făcut decât prin colegii noștri parlamentari. O să facem o interpelare pe lângă Ministerul de Resort și să se ia măsuri, pentru că se poate dovedi prin sondarea terenului că acolo s-au depus, s-a făcut acel deponeu neconform.
Dar aici vin și vă întreb, domnule primar PNL Oancea, unde vreți să faceți Deva Frumoasă și Deva Nouă? Pe gunoaie? Deci acolo o să dați repartiție la locuri, acolo o să, faceți acel campus universitar de învățământ dual pe gunoaie? Lângă sala polivalentă, nu? Peste sala polivalentă. Lângă sala polivalentă, care nu s-a mai făcut. Și lângă bazinul de not. Și lângă bazinul de not. Acum se mai încearcă o păcăleală a voastră, a devenilor, se mai încearcă încă o păcăleală prin acest campus universitar. Să știți că noi cei de la... E foarte bine dacă se va realiza. E foarte bine, însă nu este... Nu îl vor realiza. Pentru că discutam de proiecte, să știți că noi cei de la AUR ne-am gândit foarte mult la ceea ce înseamnă tinerii și potențialul tinerilor pentru noi, pentru Deveni. Și acest potențial trebuiește valorificat. Acești tineri trebuiește să-i ținem aici lângă noi. Pentru că dacă noi vom mai pierde și această brumă de tineri și vom lăsa să se piardă în alte centre universitare, vom avea o problemă foarte gravă în ceea ce privește resursa umană pentru zona noastră. Oricum, Deva ca și oraș are o populație îmbătrânită. Dacă vom reuși să creăm niște centre de excelență, și noi asta, eu cel puțin, prin toate mijloacele și prin toate pârghiile pe care le voi avea la îndemână ca și primar al Devei, voi face de așa manieră încât să creez centre de excelență pentru tineri. Centre care să le dea posibilitatea să se dezvolte și totodată să devină aceste centre, să devină atractive pentru a veni și alți tineri din împrejurim și de ce nu din județele limitrofe să vină aici să-i cooptăm. În aceeași măsură să reușim să creăm acea zonă industrială de afaceri, după cum spunea colegul meu aici la de față, pentru că este o întrepătrundere. Exact. Trebuie să existe, degeaba creez o zonă atractivă de industrie și să impliciți să oferi salarizare dacă tu nu ai forță de muncă. Ori noi trebuie să gândim cumva progresiv. Adică creștem tinerii, îi formăm și putem ține aici pentru că avem deja să le dăm oferta de muncă și să le oferim salarii atractive de așa manieră încât să îi păstrăm aici. Să nu mai trebuiască să se ducă să se școlească pe la Cluj, pe la Timișoara, pe la Iași, pe nu știu pe unde, să aibă acea ofertă educațională să le oferim noi aici și totodată să le oferim posibilitatea ca în momentul absolvirii să aibă posibilitatea să-și găsească de serviciu aici pe banii pe care îi merită în conformitate cu pregătirea fiecăruia. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. În momentul de față, majoritatea sau în speță, cred că în proporție de peste 70% din populația angrenată în câmpul muncii este plătită pe minimum pe economie. Dacă ne ducem luând acest parametru, dacă ne ducem să facem o evaluare, toată această plată este făcută pe minim pe economie pentru un personal calificat. Pentru că întreg personalul este calificat, da? Nu poți să dai un minimum pe economie pentru cineva care este calificat în domeniul respectiv. Acea salarizare de minimum pe economie este pentru un personal necalificat. Ori toată această măgărie, mizerie, pot să-i spun, că asta este o mizerie. Este o manevră prin care se albesc oarecum o parte din bani și preferă să se plătească niște bani suplimentari prin diferite tertipuri, bonificații și așa mai departe. Bun, aici administrațiile locale nu prea pot să intervină în... Nu pot să facă, dar dacă creezi, ca și administrație, dacă creezi infrastructura, îi dai posibilitatea acelui investitor să nu mai recurgă la aceste subterfugii. Pentru că el va lua acea forță de muncă calificată, pregătită, o va lua din acest centru universitar și o va transfera către unitățile de producție pe care le are puse la dispoziție, bineînțeles, prin punerea unor facilități din partea administrației, unor facilități fiscale pe care le poate face administrația pentru aceste unități de producție și implicit
acestea se vor regăsi în nivelul de trai al oamenilor care vor lucra acolo. Pentru că va fi o salarizare corespunzătoare conform pregătirii pe care o au fiecare. Să completez domnilor, puțin ce spunea, ce spunea Gabi cu faptul că, dacă aveți aminte, în 2017 am reușit prin mare eforturi să aduc prima facultate în DEVA, Academia de Studii Economice. Proiectul era doar la început. A urmat parteneriatul pentru școala duală cu inspectoratul școlar. A fost proiect pilot la nivel național la DEVA, doar că după ce eu n-am mai fost acolo, în momentul în care Partidele Comasate au reușit să mă schimbe în anul centenarului cu un viceprimar maghiar, care nu pot să-i pronunț numele, că nici nu știu să-l pronunț numele respectiv, singurul candidat, singurul de fapt consilier maghiar în anul centenarului. Deci să vedeți cât de români sunt aceste două entități, că nu le pot să spun. Contează calitățile profesionale pe care acea persoană. Calitățile profesionale. Eu în 2017 am fost declarat cel mai cel mai activ, viceprimar din România de către Asociația Municipiilor din România. Nu pentru altceva decât proiectele și ceea ce am făcut atunci. Dar vreau să revin la ceea ce, ce spunea Gabi și are total dreptate și e clar că doar asta poate fi dezvoltarea. Trebuie să mergi pe cele două segmente, școală, școlarizarea și școale de meserii și în același timp aducerea și crearea acestui parc industrial la care cu toții în cadrul aurului ținem să realizăm, în așa fel încât tinerii să nu mai plece din să învețe aici, după care să-și găsească niște locuri de muncă bine plătite în orașul DEVA. Uitați-vă, mergem pe centru, vedem, se închid restaurante, se închid doar farmacii, săl de jocuri. Din păcate, DEVA, tinerii DEVA-i refuză să se mai întoarcă acasă. Gabi are soluții? Aurul are soluții în DEVA pentru revitalizare a orașului și exact cum spunea, trebuie să ne uităm și la cartierele mărginașe ale DEVA-i. Nu se poate doar în centru să faci și în tot ce înseamnă periferie să nu te intereseze. Și o să închei prin a spune că referitor la lucrări, nu pot să nu fac acest comentariu, mie mi se pare într-un fel logic ce se întâmplă. Și o să zic cum? Păi, dom'le, când tu, ca edil, și toți care s-au te interesează doar traiul tău personal și ca firmele tale să meargă bine. Îl vedeți sau l-ați văzut până acum înainte de campanie, de precampanie, mergând prin oraș, cu specialiști, că nu poți să fii specialist în toate. Unul singur a fost în toate specialist înainte de 89. Dumnezeu, să mergi și să dai niște, totuși, de coordonate. Dar în momentul în care nu faci lucrul ăsta și te închizi în birou și te gândești, gândul tău e doar altundeva decât la DEVA și la cetățenii DEVA-i, astea sunt rezultatele și dezastrul din ultimii 7 ani de mandatul Ancea sunt sesizabile nu de noi, că noi putem să fim subiectivi sau obiectivi, dar DEVA-nii le văd foarte bine și vin și spun, vă rugăm prin orice mijloc, salvați-ne de ei și aici e foarte important, nu spune salvați-mă numai de el, salvați-ne de ei că nu mai putem trăi așa. Aveți și soluțiile concrete pentru acea schimbare pe care și-o doresc le-ați prezentat devenilor. Oamenilor turismul pentru că este un lucru care cartiere. Turismul este cel care poate, care poate aduce o gură de oxigen DEVA-i. De asemenea, și avem soluții și în turism. Cred cu tărie că realizarea unui dialog așa cum trebuie cu mediul de afaceri din turism poate relansa turismul în DEVA. De asemenea, trebuie să avem în vedere și pe seniorii DEVA-i, pentru că acești oameni merită un respect deosebit pentru toată truda pe care au depus-o, pentru că nu trebuie să uităm faptul că DEVA ea a fost în vârf și în top datorită muncilor, datorită faptului că a fost o generație care s-a implicat foarte mult în dezvoltarea urbană, în dezvoltarea DEVA-i, a lucrat pentru progres, iar acești seniori, în momentul de față, când se uită la ceea ce a devenit DEVA, așa nume un oraș ponosit, cum spun foarte mulți dintre ei, sunt îndurerați. Le văd tristețea în suflet, le văd tristețea în ochi. Ori acești oameni trebuie
să fie bucurați din nou. Și se pot face, se pot realiza foarte multe lucruri. De asemenea, avem proiecte pe dezvoltare culturală. Unul din proiectele noastre... Dacă cu care la un moment dat de creșe la plural, da. Cred că ați cam greșit. Păi nu, pentru că asta e... Eu de fapt vreau să spun ceea ce ne dorim noi cei de la AUR și pentru faptul că ne dorim ca populația Devei să crească, ne dorim o creșă în fiecare cartier. Ăsta este sloganul unuia dintre proiectele în ceea ce privește dezvoltarea urbană. O creșă în fiecare cartier. Este foarte important. În momentul de față discutam cu niște părinți și spuneau e nevoie de planificare. E nevoie de planificare pentru creșă. Păi ce înseamnă o creșă suntem de noaptea minții. Adică eu să fiu nevoit să nu mă pot duce la job pentru că nu am o creșă unde să duc copilul. Sunt liste întregi de așteptare. Este inadmisibil. Grădinițe cu program prelungit, avem câteva. Deci iată câteva lucruri prin care se poate aduce un plus de îmbunătățire a vieții devenilor. V-a adus proiecte. Ceilalți candidați vin și vă spun ce n-au reușit să facă, da? Sau că, ce candidatul, sau ce ar vrea. Și vorbesc general. Să știți că fonduri sunt. Gabi Ionașcu va fi un om al faptelor și al proiectelor. Garantez pentru Gabi. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunilor noastre. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați scris în număr foarte mare pe Facebook. Din păcate nu am mai apucat să și citim. Oricum, multe mesaje de încurajare, succes vă doresc cei care ne urmăresc și pe aceste platforme online. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și noi vă mulțumim că ne-ați chemat în cadrul emisiunii și totodată ne-ați oferit posibilitatea de a ne expune devenilor câteva dintre proiectele pe cu care noi ne propunem să venim în întâmpinarea lor și efectiv să îmbunătățim calitatea vieții devenilor. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!